În următoarele minute vom avea bucuria să vizionăm împreună, în premieră, filmul documentar Monumente și statui emblematice ale municipiului Cluj-Napoca, în care regizorul este domnul Marian Oprea, iar scenaristul, scriitorul clujan Ioan Ciorcă. După ce vom viziona acest film, vom vorbi și despre camera omonimă, care este realizată după acest film documentar. Vă doresc vizionare plăcută! Vă mulțumim pentru vizionarea acestui film. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Cristian Pârvu și firmei Spart Division pentru sprijinul acordat, datorită căruia am reușit să realizăm acest film și cartea omonimă lui, având ca titlu Monumente și statui emblematice ale municipiului Cluj-Napoca, apărută la editura Eco Transilvan din Cluj-Napoca. Totodată vreau să aduc sincere mulțumiri doamnei Cătălina Pop și domnului Daniel Baciu de la Asociația Culturală Eco Transilvane, care ne-au sprijinit în acest frumos proiect, domnului Ioan Ciorca, scenograful filmului și autorul cărții, totodată și regizorului acestui film, domnului Marian Oprea. Dar, nu în ultimul rând, vreau să aduc mulțumiri celor care ne-au fost aproape în traducerea acestei cărți în trei limbi, și anume doamnei Andreea Breaz, care a făcut posibilă traducerea în limba engleză, doamnei Ozana Oancea, care a tradus din limba română în limba germană, și bunului nostru prieten, care este și coordonatorul colecției ecouri maghiare în cadrul editurii Eco Transilvan, domnul Vince Zoltan, prezent aici. Mulțumesc! Totodată, mulțumiri și felicitări în același timp celor care sunt în conducerea acestui festival de film, care ne-au acceptat să rulăm acest film documentar în premieră pentru dumneavoastră în cadrul festivalului. Felicit organizatorii și voluntarii care se implică cu multă pasiune și pricepere pentru a fi totul perfect, pentru a fi acest festival la înălțime, așa cum este și Clujul de fiecare dată. Cartea și filmul de față, avându-l ca autor pe domnul Ioan Ciorca, prezent aici, o să-l rog să vină mai aproape de mine, care este un admirabil spirit ordonator, o uriașă capacitate de documentare și care are un ales condei, așa cum veți putea vedea cei care veți citi cartea, care reușește să creioneze o parte importantă a istoriei clujene, în care pionul principal este Clujul nostru drag, alături de personalități de seamă, multe fotografii cu clădiri și monumente importante,
lăcașuri de cult, care de asemenea fac cinste orașului nostru și multe alte informații importante, așa cum ați putut vedea, scrise cu multă pasiune de autorul cărții, care se reîntoarce mereu, mereu la Clujul de altă dată, așa cum a fost. De altfel, la Clujul care pentru noi toți este o frumusețe mai sus de cuvinte. Prin cea mai recentă scriere, autorul Ioan Ciorca s-a descurcat foarte bine în labirintul cetății și amintirilor, fără să se lase sedus de nimeni și de nimic, fiind unic în felul lui, așa cum îl știm cei care colaborăm cu el, un scriitor autentic care va rămâne omul plin de seninătatea gândului și care dorește să lase urme prin tot ceea ce face, atât prin filmele documentare, cât și prin cărțile publicate de-a lungul timpului, să lase urme importante pentru generațiile care urmează. Clujul a crescut, a educat, a adoptat, fiind cel mai important centru cultural științific, universitar, economic, unde s-au format mari personalități de-a lungul vremii. Iată că am reușit să scoatem la lumina tiparului această carte, acest mic ghid turistic prin Clujul minunat și cred că lansarea acestei cărți este un prilej minunat de evocare a istoriei, a evenimentelor, a personalităților și a faptelor care au marcat oarecum existența noastră, existența acestei comunități, dar și un moment de recunoștință față de înaintașii noștri, care ne-au oferit în dar toate aceste zestre, deopotrivă spirituală și materială, de care se bucură astăzi acest oraș. Trebuie să știm cu toții să protejăm ce încă mai avem prețios ca specie umană, istoria, obiceiurile și tradițiile, respectul față de înaintașii noștri și dragostea față de rădăcini, de locurile în care trăim. Nu pot decât să vă mulțumesc și pe cei care aveți de publicat o carte, vă aștept cu mare drag la editura Ecou Transilvania. Pentru că domnul profesor dr. Răzvan Neagu, am înțeles că se grăbește, o să-i dau dânsului cuvântul, după care vom urma în ordinea care suntem trecuți pe afiș. Vă mulțumesc! Dați-mi voie să încep prin a felicita creierul acestui film. Este vorba despre un creier cu două emisfere, despre domnul Ciorca și colegul și prietenul meu, Marian Opream. Este greu și în același timp ușor să vorbești despre istoria Clujului și despre istoria Transilvaniei în general, pentru că dacă facem o incursiune istorică, vom constata faptul că acest oraș este o Transilvanie în miniatură. Practic, dacă reușim să înțelegem și să desușim tainele istorice ale acestui oraș, vom înțelege pe deplin istoria Transilvaniei. O Transilvanie pluriconfesională, multietnică, care îi dă specific între provinciile și regiunile din Europa. Referitor la film, constat cu plăcere că este foarte bine făcut și aici mă refer atât din punct de vedere al documentației istorice pe care domnul Ciorca a surprins-o foarte bine și pentru care îl felicit. Toate monumentele sunt foarte bine documentate, sunt prezentate în esența lor și cred că toată lumea a înțeles ceea ce autorii au vrut să transmită. De asemenea, și cadrele care s-au luat, le-ați văzut cu toții, sunt extrem de bine concepute și de bine luate și aici îl felicit pe colegul și prietenul meu, Marian Obrea. Dacă ne uităm puțin în istoria Clujului, vom constata că acest loc a avut întotdeauna vocație europeană, vocație
educație de oraș. Amintesc doar întreagăt faptul că s-a început de la Napoca, s-a trecut prin Evul Mediu în anul 1316, când Clujul a primit statutul de oraș liber legal din partea regelui Carol Robert de Anjou al Ungariei, înaintând apoi în epoca modernă, în epoca contemporană și ajungând până în zilele noastre, când, așa cum știm cu toții, din 1974, el se numește Cluj-Napoca. Monumentele care sunt aici ilustrează practic toate epocile prin care a trecut acest oraș, foarte bine de la epoca romană și până în contemporaneitate. Am remarcat cu plăcere faptul că istoria pe care a prezentat-o domnul Ciorca și cu Marian este o istorie sine ira et studio, a reușit să surprindă atât istoria generală a Clujului, cât și istoria românească a acestui loc. Fiind turdean, nu pot să nu remarc cu deosebită plăcere și faptul că istoria orașului meu natal, Turda, s-a îmbinat și se îmbină cu istoria Clujului și amintesc aici întreagă doar faptul că aici a avut loc procesul memorandiștilor, unde creierul a fost avocatul turdean, doctorul Ioan Rațiu, și faptul că unul dintre cei mai străluciți savanți români, anume profesorul Alexandru Borza, a copilărit și și-a început viața la Turda. Bineînțeles că un asemenea film trebuie promovat și trebuie susținut și arătat cât mai multor persoane, pentru că, într-adevăr, este o creație foarte valoroasă. Valoroasă nu atât din punct de vedere al concepției, cât a ceea ce dorește să prezinte. Surprinde statui, surprinde monumente, surprinde edificii care vorbesc în ultimă instanță despre locuri și despre persoane care sunt extrem de semnificative în istoria acestui oraș. Poate că nu ar fi rău ca ele să fie mai bine puse în valoare, să fie mai bine conservate și mai bine prezentate publicului, pentru că în ultimă instanță astăzi în lumea globalizantă și globalizată în care trăim, vorbim și despre un turism cultural care poate să aducă multe beneficii acestui oraș. Beneficii atât financiare, cât și schimburi culturale foarte valoroase și foarte importante. Așa cum am spus, m-aș lega și de vocația europeană a Clujului. Este un centru, într-adevăr, foarte reprezentativ pentru Transilvania, dar și pentru România, pentru că astăzi Clujul se află în România, dar bineînțeles că el are în spate și un trecut extrem de stufos, extrem de frumos, care merită să fie descoperit și merită să fie promovat. Subliniez și faptul că ne aflăm într-un cadru istoric, Palatul Banfi, care a fost o familie foarte importantă a Ungariei, inclusiv în epoca modernă și contemporană, pentru că a dat un prim-ministru al regatului Ungariei, este vorba despre baronul Banfi Dejul de Roșonț, care s-a născut aici în Cluj și a fost prim-ministru al Ungariei între 1895 și 1899. Așadar, Clujul are cu ce să se mândrească. Eu spun că merită să se mândrească și fără niciun fel de modestie este unul dintre, dacă nu poate chiar, cel mai frumos oraș din România. Îi felicit încă o dată pe autori, îi asigur de tot a mea considerație și mult succes pe mai departe. Sperăm că ne veți încânta și pe mai departe cu asemenea produse culturale. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor doctor Răzvan Neagu. În continuare, aș vrea să dau cuvântul autorului acestui film documentar și al cărții, unul dintre cei mai activi autori ai editurii Eco Transilvan, domnul Ioan Ciorca. Mulțumesc. Mulțumesc și celor care au făcut posibilă realizarea lor, inițiatorilor acestui proiect. De asemenea, este o cinste deosebită și țin să mulțumesc organizatorilor festivalului. N-am sperat că
cumirul nostru, ca să zic așa, Filip, va ajunge până aici. Este o cinste deosebită pentru noi. Filmul este, ca fel, un omagiu pe care am vrut să-l aduc acestui oraș, orașului în care m-am născut, orașului pe care îl iubesc, orașului care mi-a conferit, ca să zic așa, statutul de copil de asfalt, de citadin înrăit, născut în Puricul Târgului, sub zodia automobilului. Îmi aduc aminte cu plăcere că am văzut toate transformările din vremea copilăriei în care am fost cu adevărat fericit. Așa precum am vrut să arăt în acest film Clujul și sper că am reușit. Clujul este într-adevăr o mostră de multiculturalism aplicat. Nu vreau să vă rețin mai mult, doar atât am specificat în finalul filmului că vedem în măsura în care înțelegem. Deci, cu cât înțelegem mai mult, cu atât vedem mai bine. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Ion Ciorca. În continuare, aș vrea să-l rog pe profesorul și prietenul nostru, Vladimir Alexandru Blagosavljevici, un mare iubitor al Clujului, al istoriei, care cunoaște Clujul și pe din afară și pe dinăuntru și nu cred că există vreo părticică în acest Cluj pe care să nu cunoască și despre care să nu știe să le spună ceva. Vă rugăm! Mulțumesc! Eu pot vorbi și fără microfon, cred că m-am auzit. Da, voi vorbi. Primul rând, sunt și eu încântat, ca și colegii mei, de prezența de aici. Doamnelor și domnilor, domnișoarelor, ați participat la un eveniment care, spuneam, un eveniment care contează mult pentru civismul pe care îl dorim și Cluj. Societatea civilă. Mai avem lucruri la societatea civilă. Dar ca să spui că iubești un oraș, în primul rând trebuie să îl cunoști. Cum să iubești un oraș dacă nu-l cunoști? Aviz amatorilor. Pentru că sunt destui care nu cunosc Clujul și sunt clujeni gen pe gen. Așa că filmul acesta este un film și moralizator, pe lângă faptul că ne arată, sigur, succint, într-un rezumat, nu poate fi exhaustiv în 45 de minute, principalele monumente și statui ale Clujului, emblematice. Aș adăuga ceva? Dacă tot vorbim de emblema orașului nostru frumos, să vedem de unde vine numele, Cluj-Napoca, frumos intitulat pe frontispiciul cărții. Napoca este un cuvânt vechi, se pare că de origine indo-europeană, prin filieră dacică, înseamnă loc umed sau loc înversit. În jurul Clujului încă mai sunt păduri, pădurici, încă nu sunt atâtea blocuri acolo, nu știu ce va fi în viitor. Iar Cluj, e un cuvânt prin filieră, Colojva, Klausenburg, Cluj, cu Ș, spuneau strămoșii noștri români, loc între dealuri, trecătoare. Deci, dacă vedeți arealul în care trăim, e clar, e simbolic numele acestui oraș. Locația unde distinși mei prieteni au v-au pus în contact cu acest frumos film, este iarăși simbolică, nu știu dacă e întâmplător sau neîntâmplător. Neîntâmplător, cred că hazard, aici a fost cam primul cinematograf profesionist, nu primele filmări în Cluj. Primele filmări în Cluj au avut loc unde este acum Mega Imaj, pe strada Emil Zola. Clujenii vechi spuneau teatru electric, clar, cinematograful așa pe altă, încă nu era cunoscut. Aici, Contesa Charlotta Banfi va organiza un cinematograf. Cei cu experiență mai multă, nu sunt în vârstă, știu că aici a fost un cinematograf care, în perioada respectivă, semna progresul. Bine, această clădire, care era chiar aici unde sunteți dumneavoastră, a fost construită dumneavoastră în arealul de jos. Între, cam în 1928 a fost dată în funcțiune, până în 1974. Contesa Charlotta Banfi. De ce? Fiul său, deja, atenție, prietenul și colegul meu, Răzvanul, ne-a uitat să vă spun, normal, că nu știa, sunt patru ramuri ale familiei Banfi.
Familia Banfi de aici n-a dat niciun prim-ministru. Deci Banfi a stat pe strada actuală Eroilor numărul 32. E adevărat? Și a mai avut Nicloș Banfi, care s-a născut în Palatul Toldolonicor, dar actualul sediu financiar, administrativ al Universității Babeș-Bolyai, vis-a-vis de Casa Uralului, pe strada actuală în Cetățeanu. Și am tot avea un fiu năstrușnic, cheltuitor. Îi plăcea și să tragă la mesea, dar și să cheltuie banii la jocuri de noroc. Și atunci, ea a făcut acest cinematograf ca să câștige un ban. Și încă un lucru. Această clădire a fost moștenită de o familie Roșca. Pentru că acest dejen s-a împrumutat de la acest Sibian Roșca și, până la ironie, până acum câțiva ani, moștenitoarea 70% din arealul acesta a fost Paraschiva Roșca, o nonagenară. O femeie singură. Nu știu dacă acum care este situația. Oricum, Consiliul Județean îl are în administrație încă 10 ani. Deci asta e adevărat. Și deci aici a fost un cinematograf care s-a numit Corso, Capitol, între 1940-1944 s-a mai numit Matia Corvin, pe urmă Progresul. Deci ați ales un loc sau organizat un loc pentru că suntem în cadrul festivalului de film Transilvania, unde au avut loc filme. Foarte multe filme ale Corsi. Mai era un cinematograf Apollo, dar era în apropiere la numărul 26-27 în Piața Unirii. Multe lume face confuzie Apollo, nu aici, nu a fost Apollo. Mai era și un cinematograf Carmen, lângă Gară, Urania, Selectu, asta o să le spunați, că sunt invitat în altă treabă, deci nu intră, dar v-am zis așa să știți de locație. Și acum să vorbim de film. Filmul, sigur, este adresat tuturor iubitorilor Clujului. Nu neapărat istoricilor sau cunoscători. Și aici este valoarea asta. Pentru că e ca o călăuză. O călăuză, sigur, vizuală, de data aceasta pusă în slujba celei de-a șaptea artă. Și cei doi, Marian Oprea și cu Ian Ciorca, au reușit un lucru frumos, un lucru mobilizator. Bine, acum, fără față modestie, pentru mie nevoile nu fost noutăți, știi foarte bine, dar asta e altă treabă, dar ai făcut o treabă foarte faină. Felicitări din suflet, felicitări și Turdeanul Marian. Ar fi rău să faceți voi în Turda, că aveți o istorie foarte frumoasă. Mă, nu prea faceți nimic acum, dar asta e treaba voastră. Bun. Eu vă mulțumesc și vă doresc o seară extrem de plăcută și să vizionați cât mai multe filme, să fiți în adevărat în al șaptelea rai cu a șaptea artă. Am și glumit puțin. Doamne ajută, o seară plăcută. Mulțumim domnului profesor Vladimir Alexandru Vladisovovici, care este un iubitor de istorie. Îi mulțumim și îl așteptăm cu mare drag în colecțiile noastre. În continuare, am să-l rog pe cel care a realizat acest film și pe care îl avem aici, probabil cu emoție, dar și emoțiile fac parte din viața noastră. Marian Oprea. Bună seara, pentru 6. Dar apropo de emoții, mă întreba cunoscuții, nu știu, familia noastră mică, dacă am emoții, și am zis că nu am, dar cred că asta e o afecțiune. Da, ce am făcut? Am făcut un film. Tarantino zicea la un moment dat că cei care vor să facă un film ar trebui să se gândească în felul următor. Fă un film la care te-ai gândit tu, pe care nu l-a făcut nimeni, și pe care noi, restul, nu l-am văzut, pentru că tu nu l-ai făcut încă. Acum, să păstrăm proporțiile. Ideea e că eu cu domnul Ciorca ne știm de ceva vreme și am reușit să facem și proiectul ăsta. Nu știm dacă e filmul pe care nu l-ați văzut, pentru că nu l-am făcut până acum. Nu știm dacă ați simțit aceeași chestie pe care cel mai probabil autorul, dar și eu, prin intermediul cadrelor, a imaginilor, de fapt, succesiunilor, am reușit să le transmit, pentru că, să fac iar o referință că noi ăștia care nu știm, vorbim de pe net. De exemplu, zicea la un moment dat David Fincher, pentru că suntem la un festival de film, cred că nu trebuie să zic cine e David
Fincher, un regizor, zicea că un lucru important în momentul în care faci un film ar fi următorul. Mă scuzați, dar eu sunt român, așa ca năstare și nu sunt nativ vorbitor de engleză, dar Fincher zicea ceva de genul to make random strangers tick at the same time. Și atunci mesajul e transmis, adică să reușești să faci oameni din diferite clase sociale, pături sociale, nivele de educație, de ce nu, să-i faci să simtă același lucru. Și atunci înseamnă că ți-ai făcut meseria. Repet, nu știu dacă e cazul de față, sperăm să fie. Pentru că e vorba despre film, despre documentare, nu am eu ce să vorbesc. Documentare mă refer nu pluralul de la documentar, ci mă refer la acțiunea de a documenta ceva. Despre asta nu îmi permit să vorbesc pentru că nu am cunoștințele necesare și a fost rolul al cuiva. Eu ce pot să vă spun și despre ce pot să vorbesc? Cumva despre film. Pentru că uneori, nu știu dacă neapărat poporul român e un popor bârfitor sau se bucură când cineva zice vă dau ceva din casă, eu o să încep să vă spun niște lucruri pe care nu le cunoașteți pentru că nu ați avut cum. O să-l duc pe colegul de la tehnic, i-am dat o imagine la un moment dat, dacă e acolo, și colegul și imaginea, asta pe care o vedeți dumneavoastră, cam așa arăta proiectul la final, în programul de editare. Deci tot ce vedeți acolo sunt succesiuni de cadre și pentru că nu țin minte, că dacă țineam minte era mai bun care îl fac și ca domnul Popo, dacă țineam minte cifre, o să le citesc de pe telefon și sper să-mi îngăduiți chestia asta, să vă dau așa cum ar veni niște date statistice. Noi am început să lucrăm la filmul ăsta cam în februarie. Era cumva contraproductiv pentru că în scenariu domnul Ciorca și-a închipuit, de exemplu, parcul net, chiar să zic așa, și l-a închipuit plin de verdeață. Și când zicea pentru plămânul verde al Clujului și apăreau niște crengi uscate acolo, părea un picuț așa anacronic. Dar acum, na, trecem și peste asta. Și am început undeva în februarie, în 25 februarie mai exact, când am filmat undeva la 40 de cadre, am reușit, 2,4 giga, nu știu dacă contează, în total cu 6 minute toată ziua. 6 minute de filmare. Dar atunci filmam deja și pentru, sau terminam filmările pentru documentariul despre Dr. Ioan Rațiu, care a avut proiecția în cadrul Festivalului de Teatru de la Bucla. Undeva în 27 ne-am revăzut din nou, pe scurt o să vă zic cifrele, 193 de cadre, 12 giga, 27 de minute am reușit atunci. Toate sunt într-o zi de lucru, adică așa e calculat. În 7 martie, a treia zi, undeva la 314 cadre, 59 de minute, în 14 martie, 224 de cadre, 39 de minute și în 21 martie, 254 de cadre, prin cadre să înțelegeți secvențe de film cam de 10, 15, maxim 20 de secunde, că erau cadrele pe care dumneavoastră le-ați văzut. Sper să nu vă plictisească chestiile astea, dar am gândit că poate așa ca și curiozitate. În total, deci totalul a fost undeva la 1000 și ceva de cadre, totalizând cam 2 ore 43, din care ne-am folosit 45 de minute. În programul ăla care se vede acolo, ca să înțelegeți ce e acolo, în partea, în jumătatea de sus, deci de pe la Sianul ăla în sus, acolo sunt cadrele video, 7 cadre video și jos sunt cadrele audio. Pe cele 7, primele, adică primul layer este A-roll, așa se numește, adică camera principală și în rest, restul cadrelor pe care le-ați văzut. A-roll-ul la camera principală e, de fapt, cum vorbea domnul Ciorca la cadru. În total, numărul de cadruri, fragmentele alea pe care le vedeți, acolo că nu se vă mai plictisesc foarte mult, deci pe per total, pe video, sunt 605 cadre și pe audio partea de jos. Primul layer e vocea domnului Ciorca la camera, al doilea layer vocea domnului Ciorca off-camera, pe 3 e vocea mea voice-over-ul și continuă alea cu roz, două layere de sound effect și sound design și în ultima parte, adică cele de jos, cu verde sunt muzica. Pe audio 528 de cadre. Asta v-am zis așa ca idee. În cazul în care considerați că mai aveți nevoie de alte informații, eu o să vă stau la dispoziție cumva, în cazul în care nu v-ați plictisit deja, pentru că am înțeles că este o sesiune de Q&A după. Nu știu, în cazul în care, dacă vreți să mai aflați ceva în plus. Momentan, ce să zic, eu cu domnul Ciorca, chiar dacă este o diferență de vârstă între noi, noi ne permitem niște chestii, pentru că s-a format un fel de camaraderie. În momentul în care mănânci balanețe pe drum și
ploaie și în fric și tremură mâna pe cameră, deja se leagă niște chestii. Apropo, eu, ce să zic, îi mulțumesc Nesului cum a optat în proiectul ăsta. Nu pot să zic că neapărat am avut un rol foarte mare. Cel mult rolul de bă băiatule, ăla băiatule, ăla care știe că mai sunt device-ul cu buton roșu cu rec. Nu știu cu rec-ul, altceva nu știu. Vreau să spun că cum a cooptat domnul Ciorca și într-una dintre discuțiile pe care am avut într-una dintre zile, zice, vorbi cu Nadia și Nadia vorbi cu Cătălina și poate pune filmul în TIF. Acum am să vă zic, eu știu pe domnul Ciorca așa de hâtul. Și i-am zis, ok, sigur că dacă, totuși ne respectăm, am zis, ok, sigur că dacă, am zis, sunt în iubire. Se pare că am ajuns aici. Da, este un eveniment în afara competiției, nici nu visam, de fapt nici la asta nu visam, sincer să fiu. Dar, ce să zic, mă bucur că am reușit să fim aici. Vă mulțumesc tuturor că ați reușit să veniți, atât celor cu care ne cunoaștem personal, cât și celor care nu, poate mai mult celor care nu, având în vedere că au mers așa, cumva, nu chiar în ori, dar au mers pe încredere, să vină să vadă evenimentul ăsta. Mulțumim încă o dată și, nu știu, poate ne mai vedem și la alte evenimente similare. Să nu uitați de Q&A, intrați în care. Mulțumesc! Mulțumim, Marian Botea! Dacă doamna profesor Maria Vaida vrea să ne spună două cuvinte, o ascultăm cu plăcere. Și nu le-ați observat. Este o lecție de istorie, dar în egală măsură și o lecție de spirit civic. Editura Eco Transilvan, prin Nadia Ceafarnică și insistentă și perseverentă, reușește de fiecare dată să implementeze proiectele așa cum le dorește. Iar acest proiect adus în cadrul Festivalului Internațional de Film este una dintre marile realizări ale editurii și ale autorilor care colaborează cu editura. Eu am fost încântată de ceea ce a ieșit. Știam de proiect, întrebam din când în când pe colegul și fratele meu, că așa ne zicem noi, Ion Ciorca, frate de Condex, să înțelegeți. Și această întâmplare este una fericită. Vă mulțumesc și încă o dată o felicit pe Nadia și pe autori. Mulțumim mult, profesor Maria Vaida. Dacă domnul Vințe Zoltan vrea să ne spune două cuvinte, căruia vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru traducerea din limba maghiară pentru această carte de astăzi. Zoli, lasă emoțiile și mai aproape. Așa e bine? Da. Scuze. Ziceam că am plecat în acest proiect ca muscan lapte în ultima clipă. Am stat seara târziu, chiar și noaptea, ca să pot traduce. N-a fost greu. Ioan Ciorca este un scriitor care scrie foarte citeți, îl poți începe dimineața și să nu mai reușești să închei citirea
textului lui, așa că am reușit. Mulțumită, în primul rând, sigur, Nadiei. Pe de altă parte, mi-a făcut foarte bine să văd atâtea monumente și sculpturi pe care personal încă nici nu le-am văzut, credeți-mă, pentru că nu am fost în curtea UBB-ului niciodată, cât de clujan să fiu. Iar cele noi mi-au văzut bine să le văd, unele dintre ele fiind sculptori de-a profesorului meu de sculptură, Ilarion Voinea, mândria mare pentru mine, desigur. Aștept următoarele. Mulțumesc foarte mult și lui Ioan. A dispărut. Îți mulțumesc mult că m-ai direcționat înspre editura de Căutat Silvane. Și sper să colaborăm în continuare cu succes. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim foarte mult, domnule Volta, pentru frumoasa colaborare și pentru promptitudinea de care a dat dovadă și de această dată. În continuare, aș vrea să vă prezint pe finanțatorul acestui film documentar și al cărții, Cristian Pârvu, și administratorul firmei Smart Division. Îi mulțumesc din suflet pentru că în ziua de astăzi este foarte greu să găsești asemenea oameni. Îți mulțumesc, Cristi. Nu știu, primul rând, bună seara și vă mulțumesc pentru toată școala. Doresc să mulțumesc în primul și pe unul lor că am intrat în contact cu noi și că am reușit să ducem acest proiect la bun sfârșit. Că au reușit ei, de fapt, că n-am făcut mare lucru aici. Ceea ce vreau să vă spun este că e foarte, foarte important. Am auzit foarte multe istorie vorbindu-s astăzi aici. E foarte frumos. În același timp, noi trăim acum în prezent. Și dacă vrem să promovăm acest oraș, dacă vrem să promovăm capitalul cultural pe care îl avem, trebuie să ne implicăm toți. Printr-o simplă, simplă postare, printr-o simplu acel tag pe care tinerii îl cunosc, pus pe o hartă a Clujului, vor cunoaște și alții din alte zone, din alte țări, ce pot găsi aici. Proiectul acesta nu se termină aici. Urmează să aducem mai multe informații pe hărțile electronice care există și care le folosește toată lumea, tocmai pentru a nu avea doar un simplu documentar, ci a fi un documentar interactiv legat de Cluj. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și să sperăm că pe viitor vom mai putea face asemenea proiecte frumoase pentru Cluj. O seară bună! Mulțumim din suflet, domnului Cristian Pârvu. Dana Dea vrea să ne spună câteva cuvinte. O ascultăm cu plăcere, care a venit de la Turda pentru a fi astăzi alături de noi. Bună seara! Am să fiu foarte scurtă. Nu doar eu am venit de la Turda. Suntem un grup, cred că am un sfert din cei care ne aflăm aici sunt turdeni. Și chiar dacă acest film a fost realizat de, în principal de un binom, la care s-au alăturat și alții cu traducere, cu sponsorizare, cu altele, vreau să îi invit lângă mine pe cei doi pentru care noi am venit astăzi aici. Domnul Ciorca și Marian, vă rog să veniți lângă mine. Mărturisesc sincer că fiind turdeancă, am venit special pentru Marian, pentru acest eveniment. Pe domnul Ciorca, probabil că știți, fiind scriitor cunoscut clujan, Nadia deja a vorbit și despre el. Domnul Ciorca este? Vine. Deci dacă am venit special pentru Marian, este ca să vorbesc puțin și despre el, pentru cei care nu-l cunoașteți. Marian a terminat filozofia. Dacă vorbiți cu el, o să simțiți asta în tot ce vorbește el. De asemenea, nu a urmat cariera în domeniul filozofiei. Din 1999, el este unul din cronicarii Tuzi. Este jurnalist. A debutat la radio, el l-a cunoscut la Radio 21. Apoi a lucrat și în presa scrisă.
a făcut câteva filmulețe, spoturi, publicitate, publicitare, mă scuzați de emoții, și chiar discutam cu el zilele trecute, zicam câte spoturi ai făcut, zice nu foarte multe. Ei bine, cei doi sunt la al treilea documentar, la al treilea film, la al patrulea, mă corectez. Îl rugasem pe Marian să vă transmită invitația, dar uitase. Cel de-al patrulea film este terminat, este inaugurat. Este dedicat sfințirii, resfințirii bisericii din Mănășturi, de pe strada Potura. Și undeva spre sfârșitul lunii august, în trecutul lunii septembrie, va avea loc al acestui eveniment. Sigur o să-l anunțăm și o să vă invităm cu drag să vedeți. Cred că am reușit să facem ceva deosebit. Ok, dar astăzi ne aflăm la a treia realizare, la al treilea film documentar, da? Deci la trei filme documentare să ajungi chiar și nu în concurs la un festival internațional al filmului, eu consider că este o mare realizare. Adică sunt alții care probabil au în spate 10-15 documentare și nu au ajuns aici. Nadia și organizatorilor, felicitări pentru această invitație, cred că acest film chiar a meritat să fie aici. Și apropo de cele trei filme documentare și ce a vorbit domnul profesor înaintea mea, să știți că unul din filmele documentare se referă la Turda și este vorba de memorialistul dr. Ioan Rațiu, dar n-aveați de unde să știți. Nu lungesc, eu am venit aici pentru că vreau să dau niște diplome din partea Bibliotecii Municipale Teodor Mureșanu din Turda, celor doi principali vinovați că noi ne aflăm aici. Diplomă de excelență se acordă domnului Marian Oprea pentru realizarea filmului documentar Monumente și statui emblematice ale municipiului Cluj-Napoca, prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Film. Ca să aveți o amintire lungă în afară de aceste amintiri și în afară de fotografiile și pozele pe care le aveți, de asemenea, domnul Ciorca, o diplomă de excelență. Vă felicit pentru ce ați făcut aici, sper să continuați mai departe proiectele, nu numai la al patrulea, poate la al 16-lea, poate facem și la Turda și sper să sponsorii care au fost alături de voi până acum să vă susțină în continuare. Felicitări festivalului, felicitări Nadia și celor doi. O secundă, mă mulțumesc, Ana. Mă uitam la imagine, să știți că dacă cumva ați simțit că vă dor dinții de la cerul ăla, nu era de la noi. La noi pe monitor se vedea frumos, nu știu. Mulțumesc, Ana, foarte mult. Cred că o să mai facem, așa de frumos vorbește lumea, cred că numai la promântare o să mai pățesc așa, dar ce nu să fiu să văd. Mulțumesc încă o dată și mulțumim pentru prezență. Sper să fim continuare aproape de noi. Mulțumim. Mulțumesc tuturor pentru vizionarea acestui film. Vreau să mulțumesc în mod special domnului Demostene Șofron de la Făclia, un prieten drag mie și sper să colaborăm în continuare la fel de frumos. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și cei care aveți de lăsat urme pe hârtie, vă aștept cu drag la editura Botra Silvan, iar în limita stocului disponibil veți primi și o carte. Vă mulțumesc, o seară frumoasă și zile frumoase în continuare la filmele care urmează.